Nerușinarea unor moldoveni nu are limite. O altă locuitoare a capitalei a fost surprinsă de camerele video în timp ce își lăsa punga cu gunoi în stradă. Potrivit unui martor ocular care a postat imaginile pe rețelele de socializare, cazul a avut loc azi dimineață în jurul orei 7 în curtea unui bloc de locuit. Țara ar trebui să-și cunoască eroii. Până la tomberon mai erau aproximativ 50 de metri, a scris autorul filmulețului. Recent o altă femeie a fost surprinsă de camerele video în timp ce își lăsa punga cu gunoi pe scările unei treceri subterane din sectorul Buiucane al capitalei. Secvența video a fost publicată pe Facebook de pretorul sectorului Buiucane, Vadim Brânzaniuc. Atunci oamenii legii au anunțat că sunt în căutarea femeii, iar dacă va fi identificată această riscă până la 1.800 de lei amendă. Reprezentanții Poliției Capitalei nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne spune dacă a fost sau nu găsită autoarea faptei rușinoase.